Mesajul păsărilor către inimile copiilor. Înțeleptul bufnițoi bătrân a început să spună o poveste. Era aceeași poveste pe care o repeta an de an păsărilor, la prima zăpadă care se așternea pe pământ. Cu mult timp în urmă, într-un micuț grajd sărac, s-a născut un minunat copilaș. Pe când acesta se odihnea, animalele locului îl priveau cu blândețe și duioșie. Păsările care s-au adunat în jurul lui ascultau încântate scâncetele ușoare și gânguririle dulci ale bebelușului. Însă în gânguririle bebelușului se distingeau cuvintele unui cântec divin, pe care ele aveau să-l împrăștie prin toată lumea, pe toată fața pământului. Era cântul binecuvântării, al fericirii și al bunăvoinței. Bufnițoi înțelept, te rog, spune-ne de ce am încetat să mai răspândim mesajul minunat al bebelușului? A întrebat Prigoria. Pentru că oamenii au încetat să-l mai asculte, i-a răspuns o potârniche. Dar de ce să facă una ca asta? A întrebat un cuc. Poate nu mai înțeleg limba noastră, a ciripit o ciocârlie. Dar dacă ar asculta cu inimile, în loc să asculte cu urechile, sigur, ar înțelege. Inimile vorbesc aceeași limbă peste tot în lume, nu-i așa? A spus micuța Prigorie. Unii oameni cred că mesajul nu le este destinat lor, că este numai pentru cei răuvoitori, a afirmat bufnițoiul înțelept. Cred că de aceea mulți au încetat să mai asculte și a trecut atâta timp, încât acum nu mai știu cum să o facă, a spus pupăza. Dar mai sunt și copiii, a zis Prigoria. Ar trebui să-l cântăm copiilor, a continuat micuța pasăre. Ei au inimile cele mai pure și mai calde, și ne-ar auzi mesajul și chiar l-ar înțelege. Pentru o clipă, ramurile copacului cel bătrân au fost învăluite de o liniște desăvârșită. Apoi au fost cuprinse de multe, multe ciripiri și de fiecare sunet de pasăre imaginabil. Toate păsările au făcut atunci o înțelegere. Spuneți tuturor păsărilor, a zis bufnițoiul, spuneți-le să șoptească mesajul cel divin peste tot, pe unde vor ajunge. Spuneți-le să-l cânte cu blândețe fiecărui copilaș. Păsările și-au luat apoi zborul în toate direcțiile, au călătorit în lung și în lat, până în cele mai mici colțuri ale lumii, iar în calea lor, oricât de lungă, au cântat și au șoptit mesajul pasăre după pasăre, copil după copil. Apoi, într-o noapte, a sosit momentul mult așteptat. O mare stea strălucitoare a luminat pământul sub cerul înstelat. Un copil a venit cu o lanternă mică și a întins mâna pentru a apuca-o pe-a unei copile. Ea a luat mâna fratelui său, iar acesta a apucat mâna unei alte fetițe. Oamenii locului au ieșit afară cu lumânări, luminițe și torțe de foc pentru a putea vedea clar ce se întâmplă. Au văzut un șir nemărginit de mânuțe, ginga și împreunate,
mânuțe albe, mânuțe maronii, mânuțe negre. Copiii de pretutindeni se alăturau. Copiii au auzit mesajul păsărilor călătoare. Totul a început de la o șoaptă, dar acum mesajul răsuna din zâmbetele copiilor peste tot în lume. Pentru că, vedeți voi, inimile chiar înțeleg orice limbă. Ascultați și răspândiți mesajul lor. Să fie pace! Să fie pace! Pace pe pământ!